Legendele românești pot fi auzite la orice colț, oriunde ai merge, poți afla o legendă misterioasă despre locul în care te afli, care te va face curios să afli din ce în ce mai multe despre acea zonă. Iar tocmai din acest motiv, astăzi vă prezentăm al treilea episod din seria noastră de legende urbane din România, Legenda Barajului de la Valea Uzului. Dar înainte să începem, asigură-te că ai apăsat butonul de like și pe cel de subscribe, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. În inima României, la poalele Carpaților Orientali, se ascunde un tărâm mai puțin cunoscut, dar desprins parcă din povești. Acest loc este nimeni altul decât barajul și lacul de la Valea Uzului. Cu o frumusețe deosebită, acesta se bucură de titlul de primul baraj din țara noastră, construit din contraforți, reprezentând o zonă crucială din punct de vedere economic și social. Istoria acestui baraj se întinde pe o perioadă lungă de timp, începând cu construcția sa, care a avut loc între anii 1965 și 1973. Însă povestea acestui lac misterios se pierde în negura timpului cu zeci de ani în urmă. Oamenii locului își amintesc cu nostalgie că în urmă cu aproximativ un secol, în locul acumulării de apă exista satul Poiana. Însă nimeni nu poate explica cu exactitate de ce satul a fost mistuit de flăcări, iar peste 200 de familii au rămas fără adăpost în urma acestui tragic incendiu. În acele vremuri, satul Poiana se afla pe terenurile familiei Știrbei, o familie nobilă și influentă din zonă. Membrii acestei familii le-au promis tinerilor cupluri care urmau să căsătorească după incendiul devastator că le vor oferi pământ în această zonă. Cu toate acestea, condiția era să păzească terenurile împotriva hoților de petrol și gaz, deoarece familia Șterbei era implicată în exploatarea acestor resurse naturale. Astfel, satul Poiana a fost reconstruit cu rândul și dăruirea tinerilor care au devenit proprietari de terenuri în această regiune. În conformitate cu legenda locală, în adâncurile lacului se ascund zăcăminte de aur și bogății fabuloase care în trecut au fost exploatate prin cele trei mine din zonă. Cu trecerea decadelor însă, zăcămintele de aur au rămas doar o amintire a trecutului, la fel ca și satul Poiana care a fost înghițit de apele lacului Valea Uzului. Acest lucru s-a întâmplat între anii 1965 și 1973, atunci când a fost construit barajul cu o înălțime impresionantă de 84 de metri și o lungime de 507 metri. Barajul de la Valea Uzului este al doilea de acest tip din Europa și continuă să uimească prin ingeniozitatea sa tehnică. Dar întrerupem doar pentru puțin timp povestea ca să vă amintesc să apăsați pe butonașul de like ca aceasta să fie recomandată cât ori mai multe persoane. Dar acum, lăsând în urmă istoria cunoscută și frumusețea aparentă, haideți să explorăm o altă dimensiune a acestui loc, într-un scenariu apocaliptic, imaginar, care păstrează aceeași notă misterioasă care a marcat întreaga regiune, Valea Uzului. Într-o zi obișnuită, cerul senin deasupra județului Bacău ascundea o amenințare tăcută și neliniștitoare. Barajul Valea Uzului, structură colosală de acumulare a apei, construită acum decenii, a fost supus unei presiuni externe din cauza precipitațiilor abundente care au avut loc în regiune în ultimele săptămâni. Ingeniozitatea umană și tehnologia modernă nu au fost suficiente pentru a face față furiei neașteptate a naturii. Într-o după-amiază în care ploaia cădea neîncetat, un sunet sinistru a rupt liniștea zonei. Barajul, în cele din urmă, a cedat sub presiunea inimaginabilă a apei acumulate. Un uriaș zid de apă și noroi s-a prăbușit în aval, generând un tsunami de proporții apocaliptice. Zonele din apropiere au fost lovite primele de dezastru. Sate întregi au fost înghițite în câteva momente de apele învolburate, iar casele și culturile au dispărut în adâncul apelor. Localnicii care nu au avut timp să reacționeze au fost luați de valuri și purtați pe câmpuri inundate. În orașul Bacău, nivelul apelor a crescut rapid și haotic. Străzile au devenit râuri turbulente, iar clădirile au fost înghițite una câte una. Echipele de intervenție și forțele de ordine au încercat să evacueze populația, dar haosul și panica s-au răspândit. Zeci de mii de oameni au rămas blocați în casele lor sau pe acoperișurile clădirilor, în timp ce apele continuau să crească. În orașul Moinești situația era la fel de disperată. Școlile și spitalele au fost inundate, iar spitalele temporare au fost înființate în zonele înalte pentru a trata răniții și bolnavii. Rețelele de utilități au fost complet paralizate, lăsând în întuneric orașul fără apă potabilă. Comunicările cu exteriorul au fost întrerupte și aproape toate căile de acces au fost inundate.
Pe măsură ce valul de dezastru se îndreaptă spre aval, alte orașe și sate au fost afectate. Localnicii din Târgu Ocna au fost luați prin surprindere, iar cartiere întregi au fost distruse, în timp ce apăsarea continuă a apelor învolburate nu se oprea. Orașul Onești, situat mai jos pe cursul râului, a fost și el devastat, iar o parte semnificativă a populației a trebuit să refugieze pe zone înalte. În zonele care urmează dezastrului, autoritățile, echipaje de salvare și voluntari au lucrat neîncetat pentru a ajuta supraviețuitorii, dar proporțiile dezastrelor erau aproape imposibil de gestionat. Ruinele caselor, mașinile distruse și apele tulburi au făcut din toată Valea Trotușului un peisaj post-apocaliptic. Înainte să continuăm, vreau să vă amintesc că am activat funcția de membri ai canalului și dacă cumva vreți să ne susțineți munca, vă recomand să luați cea mai mică opțiune din cele trei disponibile. În ciuda tuturor acestor misterii și pericole, Valea Uzului atrage în continuare aventurieri și curajoși cercetători dorinți să descopere adevărul din spatele legendelor. Cu istoria sa tulburătoare și povestirile de groază care înconjoară această apă întunecată, acest lac continuă să fie un subiect de studiu și cercetare pentru curioși și pasionați de misterele lumii. Cu fiecare nouă poveste și fiecare nouă experiență în această regiune încărcată de istorie și mister, misterele sale vor deveni mai profunde și mai înfricoșătoare. Cu toate acestea, pentru cei curajoși care îndrăznesc să se aventureze aici, misterul și fascinația vor persista mereu. Este un loc unde trecutul și prezentul se întâlnesc într-un dans încărcat de enigme, un loc care continuă să ne pună la încercare imaginația și curiozitatea. Construit din mâna omului, așadar un baraj antropic, orașul Poiana Uzului are un volum de apă de 90 de milioane de metri cubi și este al doilea de acest fel din Europa. Acesta a fost dat în exploatare în anul 1972 și alimentează cu apă mai multe orașe, Dărmănești, Comănești, Târgu Ocna, Moinești, Onești și Bacău și mai multe comune din județul Bacău. Barajul este situat între munții Nemirei și munții Ciucului, oferă un peisaj deosebit de frumos și este un baraj preferat de pescari sportivi din Dărmănești și nu numai. Barajul are înălțime de 80 de metri și a fost prevăzut cu contraforți. Lungimea lacului este de 4 km, iar adâncimea în punctul maxim atinge 65 de metri. În jurul lacului au fost construite case de vacanțe și pensiuni, dar și un magazin din care poți să-ți faci micile cumpărături. Aici puteți campa și practica alpinism, camping, parapantă, plimbări cu ATV-ul, photo hunting, pescuit și vânătoare. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe la canal. Chiar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc. Iar dacă vrei și tu să devii membru, o poți face în secțiunea Join de pe canal sau de pe linkul din descriere. Tu ai urmărit stația dezorientării și sper că nu ești dezorientat. Iar până data viitoare, stay safe!